și la cânta mai eram tam de 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 da. Să le cânt oamenilor mai eram tam de 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 da. Ara când îi ci de joc și dor mai eram tam de 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 da. Că viața și așa e scurtă, dar eram de 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 da. Ara nu-i bun să ți-o faci urâtă, dar eram de 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 da. Și de vrei să schii inii, dar eram de 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 da. Ara când își joacă cu mine, dar eram de 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 da. Și de vrei să schii inii, când își joacă cu mine, că așa-i dat în astă lume. Așa sunt românii, ei mai tairam, dar amuri joc cu voc și ei mai tairam, că iubesc joc și cânt, tairam, dar da, din Dumnezeu cel sfânt, tairam, dar da. Bună ziua! Bună ziua! Foarte bine, trăiți frumos! E mai era tu ori de hor aici în sat? Da, cum să mă nici încă tu una noastră, aici nu mai zicem că comun. Da, eu când am făcut până acum așa ceva și eu de când doamna Mărioara... A făcut așa ceva? Da. Dar când eras tinere, cum era la hor aici? Era hor, cânta biorite. Era frumos, zicea, la hor, veneau mamele cu noi. Era altfel, dar așa cu-i frumos dacă atunci nu-i mă duc, acu e fata, așa lucru tare, mă, se știe că ne duci mă împiețudă, e fata cu tare, fata cu tare. E de oameni gospodari, ia hai să o punem de o nuntă, nu? Chiar bun, nu una săracă, îi lasă pe șeia că-i săracă sau că-i urâtă sau că-i frumoasă. Nu, atunci erau așa, mai, ești gospodar, mă, fată, și ei chiar mori, urâtă, dar părinții nu o iei. Zău așa, e. Dar cu multe. Și dumneavoastră tot așa la horă v-ați găsit ursitul? Ba, la horă. Aia. Cât la horă, cât încolo, cât... Nu numai la horă se găsește. Ei, l-a luat, dar nu m-am păcat vă două luni. Ați fugit cu el? Da. Fără să știe, fără să binecuvântarea părinților, nu? Ei erau nuni mari și eu i-am lăsat nuni mari și am plecat. Dar costumele acestea așa de frumoase, de unde le aveți? Le-am cusut. Cu mâna noastră. De noi cusute. Asta cămașă, că așa se spune ei, adică așa, dar cămașă îi spunem noi, are 40 de ani. Crede-mă. 40. Era băietul Vasile Căniodice și el are 41 de ani. Da. Nu numai asta. Mai. Da. Vesta? Nu, am cumpărat-o. Și Catrința? Am făcut-o eu. Noi am luat neagră. Și dumneavoastră? Și eu. De mâna dumneavoastră cusută? Da. Vă e drag să vă îmbrăcați, să vă purtați în costum tradițional? E rușine să mă îmbrac. De ce să am îmbătrânit. Dacă... Dar o să vă încințeți și în horă, da? Da, am fost o leacă. Vă mai țin picioarele pentru horă? O, faci numai... sări în sus până la Dumnezeu. Dar să fac o legifată așa, nicam rău la inimă. Cât am dansat am o arteră confundată. Parcă e frică, tot, dar ușor, el așa nu ai mure. V-am adus vântecător din plaiul tinilor. O cântec lângă pahar este cel mai frumos tare. La mulți ani cu bucurie, viața dragă să vă fie. Puneți bijori pe masă, țara asta-i
Suntem la înfundătura Vrancei la Hora Satului, da? Da. Organizată de dumneavoastră, familia Mariana și Ionica Popa. Cum v-a venit ideea să invitați satul la horă? Doamna Vrânceanu, fiind vrânceni și noi, deci eu sunt din satul Fundătura, soțul meu de jos din Păulești, de loc, am colindat țara, așa că a trebuit să mergem la serviciu să câștigăm o pâine. Când ne-am întors acasă, de neunde, am aflat că femeile încă în ladă mai au și cămăși și cătrințe, unele erau chiar neterminate, altele poate le terminase timpul, așa, și ne-am gândit, hai să facem noi o horă acum 2 ani, deci pe 6 mai, de Sfintele Sărbători de Paști, facem o horă să vedem cum reacționează lumea. A fost foarte bine, foarte plăcut, au scos hainele din lăzi, au scos covoarele la fel, care erau teancuri, așa se cheamă la noi, că le pun teanc. Ei, și de multe ori intră și moliile acolo și mai bine le-am scos acum la aer. Să le vadă soarele, nu? Să le vadă soarele și s-au bucurat, cred că și ele, chiar dacă ele nu au suflet, pentru că sunt obiecte, dar dacă ne uităm și acum la fiecare covor sau la fiecare floare în parte, poate nu le putem cuprinde cu privirea pe fiecare, nu e așa că se bucură, deci ca și noi. Domnul Ionica, dar dumneavoastră vă era dor să o jucați pe doamna la horă? Mi-a fost acum vreo 20 de ani cel mai tare dor. Apoi dorul s-a transformat în dorință și apoi în a putea sau nu putea, dar acum nu sunt în neputință, încă zic eu că mai merge, cât o mai merge. Dar văd că lumea se veselește și e bucuroasă că să joace aici în bătătură la dumneavoastră. E foarte bine că ideea ne aparține într-un fel și este urmare a tradiției. Eu țin de aceste locuri, fiindcă pe aici am copilărit, pe aici mergeam cu vitele la deal, cum se spune, la târlă, la râul Bogdan și treceam prin Fundătura. Poate nu întâmplător a găsat și eu soția, după mine. Și am luat-o, apoi am purtat-o peste tot, prin țara românească, prin Oltenia, prin Barnat, prin Maramureș, pe oriunde. Apoi la pensie am zis să ne retragem aici, gândind că vom găsi un sat schimbat, modern, cu alte viziuni, cu altă optică. Sunt dezamăgit pe de o parte de limita de percepție și de deschidere a autorităților. O spun clar, fără puteți să mă dați sau nu mă dați, să mă publicați sau nu. L-ați invitat și pe primar la horă? Da, a fost invitat de cele mai multe ori. Una felicitări. Că ne ignoră și al doilea că... Pentru niște articole pe care le-am publicat la dumneavoastră, la ziarul de Vrancea, am primit felicitări în ghilimele. Și atunci acum poți să mai inviți pe cineva care vezi că te urăște? Că noi nu facem ceva rău aici. Da, până la urmă în ziar, nu știu, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Noi până la urmă suntem un ziar incomod. Doamna Vrânceanu, până nu spunem adevărul, nu facem absolut nimic. Cu minciună și cu hoție nu putem ridica România nicăieri. O ducem știți unde? În haos. România o prăbușim într-un haos total. Cu minciuna și cu hoția. Până la urmă, dumneavoastră ați făcut și demersuri ca această așezare să capete statutul de sat, că deocamdată Comuna Păulești are doar două sate, satul Păulești și satul Hăulișca. Vă doriți să fie satul Fundătura? Doamna Vrânceanu, pentru că dumneavoastră ați fost în Fundătura, nu știu dacă ați fost în Hăulișca sau în Păulești, dar cel mai frumos sat, nu pentru că este satul meu natal, este satul Fundătura din componența Comunei Păulești, dar nu se vrea, nu că nu se poate. Nu se vrea. Avem locuri minunate și nu avem timp să mergem cu dumneavoastră să vedeți la deal ce locuri minunate. Câte familii sunt aici în sat? Deci eu am 270 de semnături, trecând azi o săptămână pe la porțile oamenilor, dar asta nu presupune că sunt numai 270 de oameni, pentru că nu i-am găsit pe toți acasă. Alții n-au deschis ca porțile, iar suflete sunt peste 300, da, care locuiesc acum, mai sunt și plecați. Dar cei dacă care sunt acum? Cătun cu 350, da. Și am văzut că lucru manual, țesătura tradițională, este încă o amprentă a acestui sat cu care vă lăudați. Am văzut costume frumoase, țesute în casă. Și covorul din spatele nostru e vopsit în culori naturale. Da,
Care e istoria lui? Nu știu, pentru că nu mi-aparține. Deci n-aș putea să spun, nici nu știu dintre femeile care sunt aici, cea care l-a dăruit acum pentru ziua de astăzi. Dar cred că este cred că am deodată cu mine. Și dacă eu am 66 de ani... Dar deci, se mai lucrează? Mai lucrează femeile? Nu mai lucrează. Nu mai lucrează. Și culmea că le-au și aruncat, doamnă Vrânceanu. Nu s-a mai crezut că vreodată se va reveni la obiceiuri, la tradiții, nu s-a mai crezut. Și acum sunt femei care mi-au mărturisit că au luat cu mașinile, cu portbagajele și le-au dus și le-au aruncat pe pâraie, cu timpul. Păi e o oportunitate ca tradiția să renască. E deja un mic grup de inițiativă, ați avut șezătoare asta iarnă? Noi chiar ne dorim, chiar așa cum suntem noi, după putințele noastre, după micimea noastră, să spunem, pentru că noi nu deținem fonduri, nu cerem nimănui nimic. Dacă ceream, ceream numai partea sufletească. Să vină să contribuie aici cu sufletul și să fac lucruri frumoase, se pot face lucruri frumoase. Și nu suntem dezamăgiți, pentru că și azi putea să fie lume mai multă, dar este o întreagă campanie anti, nu neapărat a familiei Popa, ci a cuvintelor familiei Popa. Și de aceea oamenii au fost sfătuiți și sunt convinsă, și Dumnezeu este deasupra și mă aude, sunt convinsă că s-a făcut o întreagă campanie ca oamenii să stea astăzi acasă. Mai ales când am avut de lucru și am mai spus că vine și ziarul de Vrancea la noi. Atâta ne-a mai trebuit. Păi ziarul de Vrancea e aici tocmai pentru că susține libertatea de exprimare și vă încurajează în ceea ce faceți. Și susține tradițiile. Cine-i sperietoarea comunei? Ziarul de Vrancea, așa că pe postura asta, dacă nu era spate dureasă, erau mai mulți la Horea. Eu știu. Păi ziarul de Vrancea îți spune ce alții ți ascund, așa că... Normal. Exact asta este. Și adevărul întotdeauna supără și dacă dumneavoastră spuneți adevărul și lucruri reale, ia deranjat. Și iată atunci mai vine o motivat. Nu pot, n-am timp, stau acasă. De data aceasta mă văd nevoit, silit, să fiu nu de partea dumneavoastră, și cu inima și cu sufletul și cu trupul și în toate cele ce voi face, susțin dreptatea și ziarul de Vrancea. Dar e foarte important că aveți aici și avem și copii la Hora, nu? Da. Cum vă place la Hora Satului? Ne place foarte mult la Hora Satului, e distracție, dansăm, se distrează toată lumea aici. Am văzut că voi chiar știți să dansați în Hore. Da. Am fost și la dansuri și ne-a mai învățat și altă doamnă să dansăm. Ați învățat să dansați la școală? Da, avem, cum ar veni, o instructoare de dans populare. Uh-huh. Eu sunt de 6 ani. De 6 ani dansezi aici la școala din localitate? Da. Am mers și la concursuri. Minunat! Eu dansez de un an pentru că am intrat tot în clasa a doua la dansuri și acum sunt tot în clasa a doua. Da, cred că îți place foarte mult, nu? Da, puteți să ne prezentați așa un pic costumele voastre? Magda, tu! Eu am o cămașă cu fluturi și este de la bunica mea, care... din păcate nu e venită aici. Ți-a cusut-o ea personal? Nu. În același mod este cusută de bunica ei. Am înțeles. Și Catrința? Catrința este de la bunica... De la străbunica. De la străbunica mea din partea mamei. De la Hăulișca? Nu, de la Păulești. Am înțeles. Și opincile unde ți le-ai făcut? Așa după măsura ta. Păi, le-am cumpărat. Da? Și ciorapii ți-ai împletit la așezătoare asta iarnă? Nu, din păcate nu. Dar tu, Chiara? De unde ai opincile? Opincile mi le-a dat sora mea. Aha, frumos. Și Catrința? Catrința nu știu de la cine. Ai primit-o, nu? Cred că a avut-o și sora mea și nu știu de unde a luat-o. Să cânte și de ce-am fost rău.